Astăzi suntem de vorbă cu Raul Nistor, golgheterul juniorilor U17 în Liga Elitelor. Salutare, Raul! Bună! Aș vrea astăzi să vorbim puțin mai multe despre cariera ta până acum, despre sezonul pe care l-ai avut la U, despre ce înseamnă U pentru tine și am să încep cu întrebarea aia. Cum a început pasiunea ta pentru fotbal? Povestește-ne puțin, nu știu, prima ta amintire legată de acest sport. Pasiunea mea pentru fotbal a început la vârsta de 4 ani. Eram în curte la noi acolo, jucam cu mingea cu fratele meu și bunica a venit și ne-a luat și ne-a dus pe terenul de fotbal pentru prima oară. Așa a început pasiunea mea. Ce te-a determinat să alegi această carieră? Au fost ai tăi care te-au împins? Nu neapărat, mă jucam foarte mult cu mingea cu fratele meu și cu tatăl meu și ne uitam la multe meciuri și așa a început pasiunea mea pentru fotbal. Acum câțiva ani ai participat la Cupa Danone în Statele Unite ale Americii. Cum a fost acea experiență pentru tine? Experiența pe care am trăit-o la Cupa Agi Danone a fost una dintre cele mai frumoase experiențe. Nu am să o uit niciodată. Emoțiile și sentimentele și momentele petrecute atunci m-au ajutat să ajung unde sunt acum. Întorcându-ne puțin aici, ce înseamnă U pentru tine? Lucruși pentru mine înseamnă, aș putea să spun că înseamnă totul. Vreau să am primul meu debut la echipa mare aici și după aceea să mă duc la echipa în afară. Deja ești de câțiva ani la echipele de juniori, ai trecut prin mai multe grupe de vârstă. Vreau să te întreb dacă ai un moment, un gol special de care ți amintești cu plăcere? Nu am un moment anume. Fiecare moment alături de colegii mei și antrenorii sunt momente speciale pentru mine. Am să-ți pun o întrebare pe care o pun de obicei în interviuri cu jucătorii de aici pentru a-i ajuta pe spectatori să-i cunoască mai bine. Care sunt cele mai importante calități ale tale în jocul de fotbal? Eu consider că mă remarc prin calitățile mele, deoarece am viteza și tehnica necesară. Și acum aș vrea să îmi dai așa un hint din familia ta. Cum e să joci cu fratele tău, Geamă? Pentru mine este o bucurie imensă să joc alături de fratele meu. Când l-am pe teren, îmi dă motivația necesară să trec peste fiecare obstacol. Avem ceva special, ne simțim pe teren, ne ajutăm mereu. Vă criticați unul pe celălalt, vă dați sfaturi, vă lăudați după meciuri? Analizați împreună evoluțiile voastre? Normal, la fiecare meci, el îmi zice mie ce-o făcut bine, eu îi zic lui, ne mai criticăm că n-am făcut aia bine, n-am făcut aia bine. Ai participat și la acțiunile echipelor naționale de tineret ale României. Cum a fost pentru prima dată să fii convocat? Cum ai aflat acea veste? Am primit un telefon și mi s-a spus că sunt convocat la echipa națională să mă prezint acolo. Am dat seama că a fost o bucurie imensă. În sfârșit mi-am dat seama că munca mea a dat roade și am fost foarte fericit. Este un sentiment special să porți tricoul echipei naționale? Eu consider că pentru fiecare fotbalist este o mândrie să poarte tricoul țării pe care o reprezintă. Acum o să-ți dau o întrebare cu răspuns scurt. Vreau să-mi spui primul cuvânt care îți vine în minte atunci când te gândești la fotbal. Dragostea pe care o port pentru acest sport. Cum reușești să îmbini tu educația cu sportul de performanță? Eu consider că educația este foarte importantă pentru fiecare om, mai ales dacă practică un sport anume. Așa cum ești în afara terenului, așa ești și în teren. Și aș vrea tot așa să-mi dai informații din culise. Cum îți petrești tu timpul liber, având în vedere că ai antrenamente, meciuri, școală? Pentru mine, pe prim plan, este sportul. Încerc să-mi dedic fiecare oră pentru sport. Când am timp liber, îmi place să mă joc cu prietenii FIFA sau să mă uit pe Netflix, mai ales când am timp. Și ultima întrebare a acestui interviu, unde te vezi tu peste 5 ani? Peste 5 ani mă văd jucând la cel mai înalt nivel, alături de cei mai buni fotbaliști și cu o mulțime de oameni între bune. Mersi mult!